3 plus 5 plus 5. No, invers. 5 invers bucură. Așa. Foarte bine. 3 plus 5 este egal cu. Egal. Egal. Pune și egalul. Da, poți să arăți degețelul cum crezi tu. 3 degețele și încă 5. 5 în mânuța. Foarte bine. Arată și la cameră să vadă și copiii ceilalți care lucrez. Cum lucrezi tu. Deci cu mânuța sus, 3. O pune un pic mai jos, Cristi, da? Deci 3 și cu 5? 8. 8. Excelent. Excelent. Egal. Egalul. Punem și egalul. Egal cu 8. Foarte bine. Foarte bine. 8. Excelent. Bravo. Felicitări. Nu o comunța și aia, dar cu... Așa, de pe Google. Alte s-o puteam. Cât face 7 plus 2? 7. Așa. E bine. E bun 7. E pornit bine. Și nu aici, îl face în partea asta. 7. Așa. Plus. Plus 2. Așa. Egal. Așa. Ia, să pun tu 7 degețele. 5 odată. 5 odată. 5-ul e aici, da? 5-ul. Și cu 2 de aici ai făcut 7. Da? Ai 7 așa. Și mai pui încă 2. Și mai pui încă 2. Câte ori rămân? Câte ori veni? 7, 8, 9. 9. 9, sigur că da, 9. Da, 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 sigur că da. Și cântăm, că e așa, matematica se face pe fond muzical. Apasă mai tare. 7 plus 2 egal cu 9, se vede. Cât face 10 scăzut 1? 10. Da. Scăzut. Minus. Ai 10. Minus, minus. Minus, minus. Minus. Posibil minus. Minus 1. Ia să vedem 10. Am în două mânuțele. 10. Și 1, 1. Numai 1 pleacă. Dar numai 1 pleacă. Și rămas, iar astea au rămas 5. Și rămas 9. Foarte bine. Foarte bine. Egal, da. Egal. Egal, egal, te rog. Pune și egal. Așa. Două liniuțe înseamnă egal. De 10 minus 1 egal cu 9. Așa. Cât face? Ia să vedem. 10 scăzut 2. 10. 10. Minus o singură liniuță. 2. Sunt 10 găinuși în curte. Și vine vulpea și mănâncă două. Vulpea șmecheră, nu? Da. Și mânca două. 10. 10. O mânca două. Numai două le-a mâncat. Numai două. Și au rămas astea. 5 și 3. Două le-au mâncat. Deci e acoperit de două, da? Nu 8. 8. Că e 5, 6, 7, 8. Da? 8. Așa. 10 minus 2 egal cu... Deci egal, egal aici, cu 8. 8-ul care este? Ăla e 9. 8-ul, așa cum se face 8. Așa, foarte bine. Excelent. Dar hai să spun, îmi place cum îl faci pe 8. Deci faci bucla așa, că înainte făceai tu așa. Așa făceai, puneai două. Tu sau Ana? Ana face. Ana face așa. Și așa face, da? Uite, acum e perfect făcut optul. Când îi faci serpentina asta, așa, mișcarea asta, este extraordinar. Așa l-am învățat eu. Așa ai învățat tu. Tu ești foarte percepută. Cât face 9? 9 scăzut 2. 9 scăzut 2. De-o parte. Mai în dreapta. 9 aici. 9
E 8 când îi faci așa. Așa. Perfect. 9 minus 2. Perfect. Egal cu? Egal. Egalul? Nu. Acum să muncim, da? 9. Ce înseamnă 9? Din cele 10 de rețele, 9 înseamnă una lui. Uite așa. Ai pe ăsta. Uite-te la mine, mă, Mariuca. Uite la profesor, că trebuie și tu acușul, eu să voi fi elevul. Tu ești profesoară, să-mi voi pui tu socotel, da? Deci, 5 și cu 4, aici sunt 9. Dacă ar fi fost toate, ar fi fost 10. 5 și 5. Dacă una nu mai este, 9 sunt acum. 9 ăsta, de aici mai pleacă 2. Și rămâne un 5 și un 2. 5, 6, 7. Deci câte sunt? 5, nu le mai numărăm pe ăsta. Nu le mai numărăm. 5, 6, 7. 7, corect, 7. Așa, facem pe 7. Bun. Foarte frumos faci cifrele. Trebuie să recunosc că ai făcut un progres vizibil. Și tu devii din ce în ce o elevă mai conștiincioasă. Acum, cine este elevul, cine este profesorul? Faci schimb? Da. Hai. Deci, cum, tu ești profesoara și ce mi spuneai mie ce să fac eu? Prezintă-mă, na. Nu mă prezinți? Nu vrei să fii profesoare? Nu vrei să fii azi n-ai chef să fii. Azi nu chef. N-ai chef. Dar data trecută știi ce mi-ai făcut. Da. Te-ai făcut pe loc, ai zis, acum stop, eu sunt profesoara, tu ești elevul. Nu mai am chef. Deci acum nu mai ai chef. Asta era de mult. Asta era de mult când erai tu un pic mai curajoasă. Și mai mică. Și mai mică, mai mare și te mai chef așa. Dar știi de ce? Cred că tu te-ai uitat că este aici Ștefania și ce ai zis? Nu mă pot eu prezenta ca profesoară, nu îndrăznesc. Așa este? Da, te-ai uitat așa și ai zis, nu pot să faci asta. Da, deci să spunem, Maria, că eu am fost foarte bucuros astăzi, că tu ai făcut progrese foarte frumoase, faci cifrele foarte frumos. Foarte frumos. Foarte, foarte precis, exact. Că înainte le făceai mai sus, mai jos, nu țineai cont. Așa, acum sunt în ordine, sunt la aceeași linie aproape. Lucrurile sunt foarte bine orientate, ai făcut un progres vizibil. De când n-am mai stat eu de vorbă și chiar și socotești foarte bine. Din ce în ce mai bine. Mai vrei să mai facem un pic? Nu. Nu? Dar se pare că acolo nou acela a fost un pic mai mare? Nu. Sau mai bine. Îl faci un pic mai mic. Așa. Aproape. Așa mai merge, da? Așa. Bun. 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 Este foarte bine. Dar dacă tu nu mai chef, eu am mult dragoste să mai facem lecții, dar tu zici să ne oprim aici. Ne oprim, da? Bine, la revedere! La revedere, Mariuca!